Bună seara, bun găsit la Nașu TV, sunt Radu Moraru și în această seară vom discuta despre vremuri bune și vremuri rele. Adică trebuie să ne gândim la cei care mai țin astăzi România în picioare și din păcate, din socotelile mele, sunt undeva la 500.000 de firme. Atât mai are astăzi România să zicem, motorul care duce această țară și adică firme care își plătesc taxe, impozite, dau salarii și așa mai departe. Și din păcate, eu v-am spus, vor veni vremuri foarte grele. Anul viitor s-ar putea să mai miște ceva pentru că e an electoral și toate partidele vor încuraja mișcarea unor bănuți. Adică vor face ceva ca să ne dea impresia că se mișcă economia, dar nu vor veni cu soluții importante și soluții care să relanseze economia, pentru că, după cum vedeți, țara asta e plină de birocrați și de funcționari. E foarte greu ca un funcționar pus, ministru, care n-are habar de economia privată, să facă mare lucru. Cu mici excepții, va fi un dezastru pe toate ministerele. Și nu că e Cioloș sau că pur și simplu așa va fi. Țineți minte că am avut curajul în acești 20 și ceva de ani de televiziune să vă spun tot timpul ce va fi, chiar dacă de multe ori nu m-ați crezut. Însă timpul, cum vă spuneam, cel mai bun aliat al meu, din păcate mi-a dat dreptate de cele mai multe ori. Și atunci antreprenorii sunt obligați să caute soluții. Eu deja am căutat. Pentru că vă spuneam, cred că anul viitor încă va mai mișca ceva, dar în 2017 va fi un uriaș deranj economic. Mai încep și războaie, mai încep și alte nenorociri, deci va fi cumplit. Și atunci eu cel puțin am pornit într-un pariu contratimp, pentru că timpul e scurt, un an de zile, să lansez insule de Nașu TV în toate zonele unde economia merge. Tocmai pentru a reuși ulterior, în ani, să avem un sprijin și de acolo pentru a finanța Nașu TV de aici. Așadar, a trebuit să mai iau o slujbă, un job și cu mare bucurie recunosc că am anunțat în acest weekend, când am fost la Montreal, să sărbătorim Ziua Națională a României, am anunțat lansarea Nașu TV Montreal. Și vor urma multe alte oaze de libertate în zone unde, repet, economia funcționează și, evident, unde trăiesc foarte mulți români. De ce? Pentru că suntem obligați să nu dormim și să ne gândim cum vom finanța Nașu TV și peste un an, și peste doi, și peste trei ani. Eu astăzi sunt obligat să lucrez, să fac etapele Nașu TV până în 2018. Și pentru că știu cum va merge economia și fiindcă nu-l cred nici pe Isărescu, nici premierul, nici pe președinte, nu-i cred pur și simplu în ceea ce promit că o să facă. E adevărat că nici nu prea mai promit, dar chiar dacă ar începe să promită, eu nu-i cred. Fiindcă m-am fript cu atâtea ciorbe puse de premieri pe oală, încât sunt prudent. Știți cum e vorba lui Topârceanu, cine s-a fript cu ciorbă, suflă și în iaurt. Și constat cu bucurie că mai mulți oameni de afaceri sau oameni întreprinzători sau antreprenori fac acest pas. Nu știu care este motivul, dar iată că în seara asta unul dintre vechi antreprenori români, care rezistă pe piață de o veșnicie, aș putea spune, în ciuda multor obstacole, opreliști, în ciuda multor suișuri, coborâșuri și așa mai departe, face acest pas, deja l-a făcut, cu un produs performant, un produs premium, cu care nu ne va fi rușine nicăieri în lumea asta. E vorba de domnul Jean Valvis și deja brandul său de aur, Aqua Carpatica. Bună seara! Bună seara, domnule Muraru! Și felicitări că ați trecut ocean! Bună seara tuturor care ne urmăresc! Păi să știți că ne urmăresc în fiecare sau bună ziua seară, celor care ne urmăresc! Da, fiecare seară și zi ne urmăresc în Statele Unite și Canada foarte mulți români. Nu vreau să dau cifre ca să nu pară că ne lăudăm, dar Nașu TV este cea mai urmărită platformă media în Nord America. S-ar putea și în Europa, dar deocamdată vă spun din America, unde am fost în urmă cu două luni într-un turneu de o lună. Și m-am bucurat să văd români fericiți, așezați,
normali, fără nebuniile care sunt aici, români care refuză să se uite la televiziuni care enervează, intoxică, mint, români care, deși întâmpină și ei greutăți, trăiesc în normalitate. O lună de zile am trăit normalitate. Nu mai trăisem de o veșnicie, m-am întors în nebunie și deja regret că, uite, am fost iarăși 2-3 zile, am fost la Montreal, iarăși normalitate. Ați fost și la Chicago? Am fost și la Chicago, am fost și la Washington. Unde și noi la avem birou. Detroit, am fost și la și mă bucur că Cleveland, am fost și la New York, New Jersey. Mă face să simt mai puțin solitar. Pentru că, auzându-vă că vreți să exportați acest serviciu de comunicare, practic, noi de acum un an de zile am luat decizia, având un diamant unic la nivel mondial, să ne prezentăm și noi cu un produs de valoare adăugată și să fim operațional prezenții cu export acestui izvor, care, cum sper să avem oportunitatea și ocazia să explicăm de ce chiar este un produs unic și de ce nu are nimic mai prejos decât tot aceste produse sifoane sau spalate sau filtrate care fac majoritatea vânzărilor de apă. Apa fiind totuși, dumneavoastră ați intrat la niște aprecierile politice, eu spun ceva care, care privește toată lumea, avem 80% apa în creierul nostru și 70% în inima și în corp. Deci este important. Bun, asta este cred un produs... că nu se mai îndoiește nimeni, dar întrebarea mea cu care aș vrea să începem este de ce ați făcut acest pas? Pentru că ați avut branduri mari pe care le-ați vândut la un moment dat și cu acele branduri nu țin minte să fi făcut acest pas uriaș peste ocean. Întrebarea mea este acum de ce ați făcut? Eu v-am spus care a fost motivul principal, pentru că Nașul TV se vede în America. Se vede și bine. Și Aqua Carpatica se bea astăzi, da, în America. Dar eu am vrut acum să se vadă Nașul TV din America în România. Practic facem așa. Și facem așa și ca un business plan foarte bun, că acolo nu merge în America să faci, cum nu merge nici în România pentru noi, să nu faci un business plan foarte exact pentru aceste televiziuni. Asta, de ce ați ales să faceți pasul ăsta, să treceți ocean? Domnul Moraru, povestea noastră este relativ simplă și cred că toată lumea poate să le înțelege. De 20 de ani, ca un inginer care sunt, am fost la un efort de prospecțiune continuă să identific apele care nu sunt poluate, apele care nu au nitrați în ea, deci aceste resturile, azotațiile, spunem și în limba română, care sunt masiv folosite în agricultura și care, din păcat, nu sunt, ele sunt bune pentru plante, dar sunt elementele toxice pentru oamenii. Sunt elementele, cum spunem în limba română, nedezirabile. Deci există limite de toxicitate. Nu au niciun aport pozitiv, ceva care este o murdăria, este. Și tot aceste resturile care agricultorii pe bune le folosesc în agricultura, pentru că e o hrană pentru plante, practic. Din păcat, plantele nu mănânc toate nitrații și se duc în acvifer și se duc spre rezervele de ape subterane și de apele minerale sau apele de izvor, orice tipurile de ape. Uniunea Europeană, prin directiva despre nitrații, o spune foarte clar. Este un factor major al poluării apelor astăzi pe pământ. Deci s-a întâmplat foarte, foarte logic, aș fi spus, și cu un noroc și chiar miraculos, pentru că nu l-o înțeleg până astăzi. După mulți ani de cercetare hidrogeologică,
totuși la o regiune bine alesă, la Carpații noștri, o regiune, cum poate se vede și lumea, neprihanită, unde practic pădurea împiedică să vină omul cu activitatea lui să polue toate apele subterane. Cu o prospecțiune la această regiune, Dumnezeu a pus în calea noastră un izvor, un unic izvor la nivel mondial, cu zero nitrați. Bun, să nu spun zero, să spun cu nitrații neidentificabile prin metodele standard internaționale. Adică pentru că nu există o apă pură la modul absolut, chiar zero-zero. Eventual, după 20 de 0, după virgula, o cifră poate să apare, dar nu sunt metodele, pentru că, nefiind alte ape, legislatorul și cel care face ISO, International Standard Organization, și face protocolele de cercetare, nu s-a gândit niciodată să face un protocol pentru apa care este diamant la nivel mondial. Știu că la un moment dat când ați lansat produsul, și aici trebuie să vă felicit, și sticla, noi povesteam acum mulți ani când îmi spuneați cum v-ați gândit să face sticla și eu v-am întrebat atunci, dom'le, dar nu-i prea scumpă, nu-i prea... Și mi-a spus că e un plastic de foarte bună calitate, care contează la o apă ca să nu altereze calitatea apei. Absolut. După absolut care... este un plastic care importam de la Belgia. Este produs la cel mai înalt nivel, se nu influențează deloc și se nu intră interactivitatea cu apa. Bun, acum pentru că vorbim de piața americană, care e o piață extrem de dură, pune condiții foarte dure când vrei să intri cu produsul acolo. Știți că au fost discuții foarte mari dacă să se mai vândă apa în peturi de plastic. Da, a fost o discuție acum vreo 15 ani în Statele Unite. Și este de actualitate. E de actualitate. Chiar putem spune că nu influențează absolut deloc un ambalaj bun din plastic calitatea apei? Absolut. Se vorbea de temperaturi scăzute, înalte, nu interacționează nicicum? Bine, nu adică trebuie... nu m-a pus întrebarea asta, acest lanț uriaș, pentru că ați intrat în Sprouts. Sprouts Farmers Market e un lanț uriaș de 200 și ceva de magazine, nu? Mai ales în sudul, sud-vestul, nu? Vest. Statelor Vest Unite. Și centru-sud. Exact. Da. Nu v-au pus această întrebare? Adică n-a trebuit să dovediți cu documente acest lucru? Cum să nu? Am făcut analizele din laboratoarele lor cu 10 pagini de elemente care chiar mi-a spuneam, măi, ce cerc ei se găsesc aici? Nu, după o procedură foarte riguroasă, FDA-ul, Food and Drug Administration, ne-a dat licența și am este luat și licențe... CIA și FBI la un loc. Pentru hrană. Pentru hrană și... E cine protejează și cine acreditează și mancarea și medicamente. Deci da, nu sunt aici băiații... Aici pentru străin, că pentru intern FDA-ul nu-și face treaba, având în vedere câte mizerii se vând în Statele Unite. Le-am văzut și eu în magazine. Deci sunt niște chestii acolo... Să știți că nu există niciun medicament american care nu este aprobat FDA. Aia știu. Bun, mă întorc însă la... Deci, ca să nu păcălim românii din America. Ei ne urmăresc. Deci, practic... Dar întrebarea dumneavoastră era cum s-a întâmplat că am ajuns aici. Da, când am descoperit acest izvor în 2005, chiar nu credeam că poate să existe o apă fără nicio trasură de nitrații. Și știți că nitrații nu sunt create numai din agricultura, acolo este unde devine toxic. Sursa, da. Dar și o frunză când se decompune, descompune, în natura. Deci mergem la Amazon sau la Stepa sau la Africa, la junglă, unde nu există nicio activitate umană, o frunză care se decompune produce din nou nitrații, le dai înapoi. Deci, și atunci care e explicația că aici nu... Asta este frumoseața al Carpaților noștri. O pădura de... L-am calculat la Wikipedia, am văzut că este 1600 de kilometri lungimea, tot acest Carpații care îmbrăcișează... Da, începe arcul al Carpaților, care începe acolo de la Timișoara și începe și trece după Ucraina, Slovacia și termina la Polonia.
Deci sunt 1600 de kilometri, 1000 de miles. Vine în abundanța rezervele de apă de la Ploia pentru că este și lata, sunt, nu știu, 200.000 de miles pătrați. Care este magia al Carpaților noastre, care alte țările nu au, americanii nu au acest lucru. Foarte puține țări au acest, să spunem, noroc al naturii, al hidrogeologiei. Este că acum 1 milion de ani, 2 milioane de ani, erau vulcani sub asta. Deci acesta, lina, o linia moale, nu verticalitatea cu granita al Alpelor. Deci, de aceea și s-au făcut și s-au format pădurile. Sub acesta Carpații sunt vulcanii vechi, care emana CO2, mofetic, cum se spune geologii, natural. Și mare miracol este că când am calculat cu izotope, știți, sunt metodele foarte, foarte stricte, științifice, unde poți să calculezi din moment că a căzut o picătură din Ploia, toate apele vine din Ploia, toate apele dulci, da? Vin din Ploia. Din moment că a căzut, parcurs subteran, până că ajunge la izvor, au calculat că e o durata științific, chiar nu îl credeam și am cerut să ved cu ochii mei acest studiu, s-a evidențiat, cum spunem în românește, s-a făcut dovada că acest parcurs durează de 35 până 40 de ani. Când vă gândiți, când vă gândiți că numărul 1 brand din lumea e un francez, să nu fac publicitatea lui, da? Declara că parcursul lui este 11 ani, parcursul lui Aqua Carpatica este 35 până la 40, vă înțelegeți de ce e filtrat, e îmbogățit cu minerale absolut necesare pentru metabolismul și organismul nostru, acapara toate aceste proprietății benefice sănătății și ne vine de o puritate cristalină incomparabilă la nivel internațional. Și spun, adică ne batem cu brandurile mari ale lumii în privința calității? Le batem. Adică bun. Suntem asupra. Pentru că dar nu, ei hai să nu vorbim doar de lipsa de nitrați. Mă refer și la celelalte componente. La bogăția de minerale. Suntem peste brandurile mondiale cele mari? Bine. Să clarificăm o chestie. Că sunt categoriile de ape mai moale, mai puțin mineralizate. Le numim oligominerale. Oligo, de la puțin minerale. Care sunt deci cu un scop să fie băute de bebelușii, de copii mici care nu vreau, rinichele lor nu suportă prea multă mineralizare. Și sunt și apele natural acidulate, care în general, ca categoria, au mult mai multe minerale și da, apele acidulate din România sunt mult mai bogate în minerale, în bicarbonați, au un aport benefic la proces de digestia, sunt cu un gust absolut extraordinar pentru că nu sunt sifonate artificial. Știți, orice sifon artificial îți lasă puțin ceva crișor la sfârșit sau ceva amarui. Și au venit francezii și au descoperit, hai să punem puțin lămâie la apa minerală noastră pentru a acoperi defectul de amarui. Deci, vă spun cu toată tăria, după 20 de ani de experiență în domeniul apelor minerale, Aqua Carpatica este un izvor chiar diamant unic la nivel mondial. Și ideea noastră ce a fost? De ce din România să exportăm numai buștenii, nu știu, fer vechiu și produsele agricole neprocesate? Fere valoare adăugată. Fere ceva în plus. E mare challenge pe care simțim astăzi și începem cu Statele Unite și am început și cu Japonia și cu Germania și cu Anglia.
unde suntem la un lanț renumit de produsele biologice. Unde, deja? Unde sunteți în Anglia? La Whole Foods, Londra. Uh-huh. Suntem la Harrods și extindem în continuare lanțurile, uh-huh, pentru că ideea e simplă. Nu vrem, bineînțeles că dorim și ai noștri de la diaspora se regăsesc. Uitați pădurea din Carpații, ce imagini extraordinare, nu știu dacă se vede, regisorul să mă ajută puțin, vă rog. Aceasta pădurea neprihanită a Carpaților, bineînțeles, reamintește lui diaspora de unde vine această puritate, deci locul al copilăriilor lor. Ved la Facebook niște comentarii acum din Statele Unite, unde ne spune, da, asta este de unde a născut bunica mea. E chiar emoționant. Dar nu ne adresam numai diasporei, ne adresam și consumatorului. Acolo este forța, unde mergem și spunem, domnilor, beți această apă din Italia, beți această apă din Franța, da? Pentru că apele minerale multe în America nu sunt. Alea e o mare problemă. Acolo sunt, toate apele sunt tratate chimic pentru a curăța din nitrații apele. Și împreună cu nitrații scot și calcium și magnezium. Deci devine niște apele distilate nebeubile. Vă spun sincer, nu știu dacă ați găsit dumneavoastră o apă care e beubilă la Chicago, dar eu n-am găsit. Deci eram cu sticluța mea din Bucovina noastră. Deci americanul nu e format în gust și când degustă Aqua Carpate, ca l-am văzut eu cu ochii mei... Dar să nu mai pronunțați numele ca să nu fim acuzați de reclamă, că la noi așa e, asta spune CNA-ul. Cum să-l numim? Izvorul nostru minunat. Izvorul nostru minunat, un izvor într-o sticlă patrată, da? Nu spunem numele, nici arată eticheta. Nu arată eticheta să nu aveți problemele. Da. Dar este sticluța patrată, deci nu există altra. Oricine din Statele Unite o vedeți la Sprouts patrat, este apa noastră binecuvântată. Cum se cheamă? Sprouts Farmers Market, da? Sprouts Farmers Market. Ca să știe românii noștri din America. Primul pas al nostru este Los Angeles, este Nevada, este Arizona, este Texas, sunt aceste costa deci de vest, plus și sud-centru al țării. La Dallas merge foarte bine. Să o puneți la loc, vă rog. Pun această sticluță patrată la loc, da. Așa. Mulțumesc la regisor. Da. Bun. Dar să știți, asta e plata, e? Asta, trebuie să arătăm și frumoasa minerală. Da. Natural acidulată. Da? Da. Întrebare. Deci, a trebuit să scrieți lucruri în plus pe eticheta de Statele Unite? Există legislația extrem de austeră. Ce în plus față de ce se cere pe etichetele din România? În primul rând, trebuie să scrie codul de licențiere. Deci, nu poți să circule la statul de New York dacă nu declari license number pe eticheta. În al doilea rând, îți spune că dacă dai o calitate pe eticheta, și noi am dat cele două calități pe care avem, sodium free și nitrate free, adică fără sare, free semna fără. Fără, da. Da? E sau zero. Astea sunt sinonime în piața americană. Free, zero, without, la sodium și la nitrați. Nici o altă apă are aceste două claims, dar îți spune legislatorul că dacă începi să spui o caracteristică, trebuie să pui și nutrition facts. Deci asta este obligatoriu. Deci nutrition facts pe care trebuie să spunem câte calorii are apa. E puțin ciudat. Da. Câte calorii are? Că n-am văzut că apa cu calorii. Câte calorii are? Ca orice apa, zero. Zero. Da? Trebuie să spui câte grasime are. Dar ești obligat. Zero. Și așa este legislația și noi respectam legislația țării. Pentru că puteam să nu-l scriu dacă nu spuneam că sunt zero nitrates, bun, că zero sodium. V-au testat să vadă că așa e? Ca să nu fiți acuzat de reclamă nu mincinoasă? Nu puteam să obținem licența FDA și al statelor
fără să aducem analizele extrem de scumpe, de 10 pagini, deci de 10 foi, uh-huh. deci sunt de 20 pagini, din anumite laboratoare recunoscute de ei, și, și vă informez că există numai un laborator acreditat din partea statului New York, în, care există în Elveția, unu. Deci dacă am un laborator prestigios, Fresenius, din Germania, care îl recunoaște toată lumea, americanul nu-l vede. Nu recunoaște. Interesant. Trebuie să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în direct să vedem și alte lucruri interesante despre cum poți să intri pe piața americană. Aviz și pentru românii care ne urmăresc de aici și vor să intre cu produsele pe piața americană. Sau din America. Se spune că dacă ai cucerit America, atunci ai cucerit toată lumea, tot globul. Și doi, o să facem un anunț pentru românii din Statele Unite, pentru că le putem găsi un job. Avem în seara asta găsim... A ieșit o idee asta, da, zi? În seara asta, și cred că... de fapt, ca să fim cinstiți, chiar acum vreo câteva seri când am vorbit pentru a pregăti această emisiune, publicitate, ne întoarcem. Am revenit, suntem în direct, așadar o provocare pentru românii antreprenori din Statele Unite. De ce? Pentru că am descoperit că e o diferență, să zicem, între românii din Canada și românii din Statele Unite. În Canada avem mai mulți, sau foarte mulți români, aproape toți, care sunt angajați. Lucrează undeva, au joburi foarte bine plătite. În Statele Unite avem un antreprenoriat mult mai mare. Acolo omul, cum se supără românul, pe șef sau pe companie, își dă demisia, își zice self-employed și lucrează singur, durează câteva zile să te privatizezi. Foarte mulți dintre ei își cumpără mici venuri sau tracuri, cum spun ei, camioane, se apucă... Spiritul antreprenorial, în două cuvinte. Da, și... produc câți bani vor ei. Am întâlnit oameni de toate categoriile, majoritatea fiind pe picioarele lor, deci nu depind de nicio companie, câștigă bani mulți sau cât de mulți vor, e adevărat că pentru asta și muncesc non-stop. Și ideea ne-a venit când discutam despre acest pas mare pe care Jean Valvis l-a făcut în Statele Unite. Se întâmpla discuția după ce eu aveam deja o experiență de o lună în Statele Unite și am zis, dom'le, oare n-ar putea chiar românii să fie antreprenori care să colaboreze cu firma din Statele Unite de la Chicago, firma soră, sau cum se spune, firma clonă. Nu clona, e sora, l-ați spus. E sora, da? Subsidiara. Subsidiara, care e bazată în Chicago și care poate fi, acolo pot fi contactați la headquarters colegii lui Jean Valvis. Eu, ca să preiau inițiativa, am să pun pe site să stea acest anunț. De ce? Pentru că sunt convins că sunt foarte mulți români. Acolo ei nu ezită să schimbe slujbele dacă vor câștiga mai bine decât ce au în momentul respectiv. Nu ezită să-și dea demisiile, nu ezită să înceapă o nouă slujbă, o nouă viață de multe ori, fiindcă românii de acolo de câteva ori poate că au luat-o de la capăt. Și iată, cum spuneam, America e mare, e mult de distribuit, ar putea fi... Să știți că business-ul de distribuție și de comercializare a produselor în Statele Unite este mult mai diferent decât în Europa. Și în două vorbe, dacă îmi permiteți, atacam multe canalele de distribuție. Uh-huh. Bineînțeles, cel mai important este cel al lanțelor mari, cum am început cu Sprouts, și în puțin timp vom fi și pentru diaspora noastră, că este din partea de est, vom fi la Wegmans, vom fi la ShopRite, vom fi la New York, la Christie's. Deschidem în continuare noi lansuri și suntem listați la noile network de supermarket mari și importanți. Asta se zice pentru există piața... un alt canal care exact. Există canal de Horeca, cum spunem, deci restaurante, hotelurile, unde se face o distribuție mai spartă, să spunem, în diferite state.
Și există și o altă, un canal de distribuitori locali. Am început, suntem la început, este greu. Bineînțeles că suntem mulțumiți că aducem carpații la masa cetățenilor noștri de acolo, la românii de diaspora, pentru că aducem ceva care este mai bun decât ce găsiți acolo. Deci avem o satisfacție morală și sentimentală, dar într-adevăr există această oportunitate la nivel acestui trei canal de distribuție cu localii. Dacă ați degustat această apă, dacă ați observat că este ceva, un produs diamant, calitativ, un fel de Rolls Royce apelor minerale, eu vă invit în urma acestui spotulet pe care vedem acum să... Asta e, ați participat la un festival EFI, nu? Da, asta a fost un concurs de marketing unde datorită unei publicității eficientă am crescut considerabil vânzările până că devenim aproximativ numărul 1 în puțin luni apa plată din România. Pot să-l anunț acum pentru că talonam, să spunem, suntem pe talon, deci suntem cine, la... Pe cine, cu cine vă concurați? O altă apă care are nitrații, e puțin regina, dar e regina cu nitrații. Deci nu am nici... A fost un mare tamtam în urmă cu ceva. Vedeți, ani? Lumea aici a participat pentru a identifica câte pure sunt izvoarele, izvorașe, puțurile, apele de fântână la curții școlilor, apele de fântână la piețele al orașelor din România și cu niște strips, cu niște batoane care detectează... Niște cartonașe, sensibile, sensibile la... la nitrații, putea să observi dacă ce nivel, ce conținut de nitrații este în, în apa testată. Deci, și ați luat, ce premiu ați luat la festival? Bau, a luat Oscarul al publicității oamenii. Deci agenția noastră, Andrei Con JWT, care a avut și ideea. Felicitări! Pentru că lucram cu creativii din, din țara. Vedeți, aici sunt doctorii testimoniale, personalitățile din România, unde au spus: domnilor și domnilor, aveți grijă ce apă dați copiilor dumneavoastră. La copii este mai sensibil, să știți că există o normă specială pentru copii. În, din punct de vedere legislativ? Da. Da? Există în Europa și nu există încă în Statele Unite. În România, interesant. Și în România, da. E aplicabilă și în România. Și doctorii, o respectă producătorii? Producătorii trebuie să, dacă au un conținut mai mult de 10 mg, sunt nu pot să spun că convine pentru pregătirea hranei a bebelușilor. La sugari. La sugari, da. Da. Interesant. Dar vă spuneam că există al treilea canal, ala de distribuitorii locali, și dacă mă permiteți, eu invit pe toți prietenii noștri din Statele Unite. Români, în primul rând. Prietenii noștri care ne înțeleg din Statele Unite, deci prin definiția, da, toți romani. Vedeți aici un e-mail, vreau să rețineți. Domnilor, dacă aveți inițiativa de a deveni distribuitor local la orașul dumneavoastră, la state dumneavoastră, dacă doriți să cumpărați niște paleții de Aqua Carpatica, vă rog rețineți această adresă de e-mail, contact, dacă puteți zooma, vă rog. E simplu, contact arond aquacarpatica.us, adică contact, deci luați contact, da, cu nu contact Aaron Bays aquacarpatica.us. Și acest număr de telefon este un număr de telefon al lui CEO care a activitatea comercială, e mobilul, deci lui puteți vorbi direct cu bun, cu dânsul. Și există și o președinte romancă care se numește Lavinia Simonis. Și ce rugăminteam, o să vă rog în general, dacă faceți distribuția, trebuie să vorbiți engleză. Nu, atenție.
Eu am avut o mare surpriză pentru că eu am crezut că românii au uitat engleză, unii dintre ei. Dar ei vorbesc perfect engleză, dar frumos românește. Au păstrat limba curată, nealterată de ultimele invazii în limba română. Dar petrecute. Aveți dreptate să subliniați acest caracter de inițiativă, de antreprenor. Ce pot eu să spun acestor persoane, domnilor și domnilor, aveți un diamant în mana dumneavoastră, aveți, ce spune-mi românește, un element diferențiator foarte important în termenii de marketing, a unique sales proposition, un atu pe care apa asta binecuvântată din Carpații l-are în plus și celelalte ape nu l-au, pentru că toți merg și spun apa mea e pură, apa mea e pură. Câte ori un producător nu spune că apa lui e pură. Ce conținut în murdărie are în sticla, nu-l declara, l-ascunde. Deci noi avem curaj să vă spunem că suntem cea mai pură apă din lume. Și, dar aveți voi, adică nu vă interzic și ne mandrim în America, să-l distribuim. Nu interzic să spuneți lucrul ăsta? E, dacă știu că a fost un scandal și în România, în momentul în care au sărit cei de la concurență, care au spus, dom'le, nu e adevărat. E o campanie mincinoasă pe care o duce Jean Valvis. Cred că acum 5-6 ani a fost. Cum s-a terminat războiul ăla? Asta s-a terminat pur și simplu cu un zero. De ce? Pentru că nimeni n-a fost în stare să mă duce o altă sticluță pe masă după 6 ani să mi spune domnul Valvis. Și ea este cu zero nitrații. Uh-huh. Deci a urlat la început pentru că ei e un puțin o comportament. Știți, România vrea transparență astăzi. Oamenii nu mai pot să le păcalești. E o nevoie normală a unui cetățean să știi ce există la conținut. Se producătorul să nu-l ascunde niște substanțe. Nu este normal. Bun, acum ca să facem deci, o precizare. Eu am spus că sunt zero nitrații. Asta. Da. Pentru că eu m-am documentat și am văzut că în cea plată există un 0, există un 0 ceva. Da. Da. Dar asta este. Dar asta și niciodată cea cu gaz, cum spunem noi, da, apa carbogazoasă e acidulată natural. Da. Natural acidulată. Deci nu băgați în plus sifon. La negra nu. Dar avem un altă sticlă cu un capac roșu, da? Unde la numim forte și unde declaram, domnilor, am întărit puțin pentru cei care le place șpriț. Deci este o biznuiță culinară a României, șprițul. Deci nu putem să facem abstracția de oamenii care vreau să beau și eu un șpriț. Deci, dragi români din Statele Unite și probabil în curând și Canada, aveți așadar, o să pun și pe site, pentru că suntem foarte citiți în Statele Unite, am să pun pe site contactele ca să puteți lua legătura cu echipa din Chicago și, cine știe, poate veți reuși să colaborați. Eu chiar aș vrea să-mi spuneți peste câtva timp câte contacte, câți români au contactat și au și pornit să lucreze, să colaboreze și să se, cum să zic, să-și facă un business din această poveste, fiindcă trebuie spus că un stat american e mult mai mare decât o țară cum e România, adică e de lucru pentru foarte mulți români care au șansa să ne urmărească și m-aș bucura dacă mă întrebați. Dacă îmi permiteți, vreau să spun o frază. Vă rog. Suntem renumiți pentru colaborările de lungă durată cu oamenii serioși. Nu vrem oamenii care vor veni pentru a face un tun, niște bani și papa. Deci asta, în America, asta tendința nu la vreau. În America încă n-am întâlnit. Dacă domnilor vă simțiți că vreți un business opportunity, să mergeți cu cel mai bun produs într-o categorie alimentară care este de bază, apa, și să stabiliți o rețea într-o colaborare de termen lung și într-un mod serios și cu respectarea condițiilor contractuale și cu respectarea legilor de acolo, sunteți binevenit, scriți un e-mail la contact@aquacarpatica.us. De ce spun? Acum se vede pe Jean Valvis că a luat
multe... Nu vreau tunari. A luat multe țepe aici în România. De ce? Nu e cazul în America. În America mi-au spus toți, și români, și americani, și toți, au spus, aici poți să minți o singură dată. Da, după aici ești blacklist. După aia nu mai faci nimic. S-a terminat cu tine. Da. Ori eu încă n-am întâlnit români neserioși acolo. N-am întâlnit. Ori fi. Dar noi am văzut și cred că invers, ei trebuie să se teamă de neserioșii care ajung în America din România. Că mi-au povestit de câți oameni neserioși au venit din România în America încercând să-i prostească, să-i mintă, să-i păcălească și au și reușit. Pentru că acolo știți cum e, românul la un dat ajunge ca și americanul chiar să devină ușor naiv. Adică crezând că și dacă el își ține cuvântul, și unul care vine la el în vizită își va ține cuvântul. Și au luat multe țepe românii. Deci acolo e invers, nu e ca la noi. Acolo e invers. Americanilor trebuie să le spun eu, dom'le, Valvis e un om serios, a produs branduri mari. Eu sper ca el să nu vă dea țeapă. Că de voi să-i dați țeapă sunt absolut sigur. Da? Pentru că e ca business opportunity, cum spunea Jean Valvis, e mare. E mare pentru că America are și teritorii mari, populație mare, bani sunt și eu cred poluarea că... mare. Cum? Poluarea mare. Bun, e clar că... Filtrarea apei mare, dar se spune... Hai să luăm altfel, în America sunt 2 milioane de români. 2 milioane de români. Eu încă nu cred că face față compania noastră să vândă apă, măcar pentru români. Credeți? Nu știu, mă gândesc. În România sunt 20, domnule. Și facem față. Haideți să vedem un solo spot, ăsta când l-ați făcut? Care din ele? Nu știu. Am... Putem comenta. Hai să vedem. Nu, e cu sunet? Cum? Atunci dați solo spotul și eu îl fac praf dacă nu l-a făcut bine. Chiar dacă nu știi, nitrații fac parte din viața copilului tău. Puneți în fiecare primăvară, inundațiile aduc nitrați, adică îngrășămintele chimice folosite în agricultură, în sursele de apă de lângă copiii noștri. În România, conținutul de nitrați al apelor este greu de verificat. Cu testul purității de la Aqua Carpatica, chiar tu vei ști ce apă bea copilul tău. Fiecare test măsoară cantitatea de nitrați din orice tip de apă. Scufundă-l 2 secunde în apă și așteaptă 1 minut. Zona de testare se va colora în funcție de cantitatea de nitrați. Cu cât este mai intensă culoarea, cu atât este mai mare concentrația de nitrați. Și nu uita, medicii pediatri recomandă ca apa pe care o bea copilul tău să conțină maximum 10 mg de nitrați pe litru. Caută testul și ajută-ne să completăm harta nitraților pentru toate apele, din izvoare, din fântâni, de la robinet și chiar cele îmbuteliate. Aqua Carpatica. Împreună luptăm pentru puritatea tuturor apelor din România. Da, colegii, n-am văzut P-ul de la publicitate. L-ați spus? Păi, de ce nu l-ați spus? Ne cerem scuze. Bun, păi, fiți și voi pe fază sau treia să mă preveniți. Eu n-am știut că e așa de complicat. În America ați făcut test cu baronașul ăla? Aoleu, va fi mare surpriză. Va fi mare surpriză pentru adică consumatorii americani, de fapt. Pentru că sunt apele reputate, vândute, scump, așa, care, bineînțeles, nu declara conținutul și, de fapt, vor fi niște chestiile foarte amuzante în viitor. Pregătim niște surprize, domnul Moraru. Da, nu, adevărat că dacă e dezastru ăsta pe piața lor de ape, acolo o asemenea... Eu aici, în România, s-ar putea ca... Acum v-am spus că îl desfințez clipul. Nu o să-l desfințez, dar o să spun ceva. Noi încă în România nu avem educația, cultura... Dar au fost 6.000 de persoane, domnul Moraru. 6.000 la 20 de milioane. Deci, noi dar 6.000 de persoane a luat testul și nu, eu cred că erau mult mai mulți de 6.000 care au făcut testul. 6.500-7.000 au fost persoane care au introdus datele pe internet. Am înțeles. Deci, da, pe de altă parte... 7.000 totuși este o coștă. Și
Era prima campania. Acum, dacă refacem și redistribuim și iar ați lansam, deci și a fost niște rezultate superbe de această campanie, să-l spunem. Corect, dar pentru asta că în America, dacă s-a dovedit America, că niște orașe din țara, la apa de robinet, stau mai bine decât niște sticle cumpărate. Puh, ce tare! S-a dovedit că niște izvoare, în niște pieții publice, sunt cu zero nitrați. Și s-au dovedit că niște curții a școlii depasesc această limită de adult, de 50. Că dacă e 10 pentru copii, la adulți este 50. Da? Și niște izvorașe, niște fântâni în curtea unui școlii, iar are mai mult de 50. Deci, bine, mi spuneți într-un mod normal, domnul Valbi, s-am descoperit că la curte am mai mult de 50. Ce faceți? Da. Ce spuneți populației? Deci, avem o idee, un program. Da. Hai să dăm publicității, că eu aș da publicității aceste locuri, fiindcă nu mi se pare normal. Trebuie să vii nu numai cu diagnosticul, domnul Moraru. Nu e corect. Mie îmi place să fac un diagnostic și să pot să vin și cu o soluție la problemă. Nu, nu putem să lăsăm niște orașe care să aibă aceste norme depășite. La județul de Vaslui, echipa noastră de PR a identificat niște probleme deosebite și construim acum un proiect de a interveni pentru a oferi alternativa la aceste resurse care sunt cam poluate. În general, Moldova suferă mai mult decât alte regiuni al țării. Dar vă imaginați, la Statele Unite problema este total diferit. Neavând o cultură apelor, să știți că România nu are cultura de ape minerale. Cultura degustativă, istorică, știe să vorbește despre apele minerale. La o țară unde nu sunt izvoarele cu apa acidulată, nu sunt carbogazoase, nu sunt chiar minerale normale, deci sunt niște izvoare cu mineralizare extrem de slabă și mare majoritatea sunt poluate, ce face industria? Cum a obișnuit pe săracul ăsta american, iertați-mă, o spun sărac pentru că din punct de vedere apelor e sărac. Săraci, da. Din punct de vedere al calităților apei. Ce face? E obligată să face ce se numește în engleză reverse osmosis. Corect. Deci procesează apa. Știți, și la București sunt niște bidoane mari. Da. Ala care gustă. Nu știu, știu că există, n-am da. Băut. Da. Da, cred că la cine osmoză, ne adresam, știu ce osmoză inversă. Da, pe osmoză inversă și fac niște eforturi ionii asta, poluanții să fie scoase. Dar din păcat, nu poți să spui, băi, tu ești rău, ieși afară, tu magnezium, care e bun, tu calcium, care e bun, deci, tu potasium, care e bun. Scot tot. Practic scot tot. Pentru a curăța apele lor, scoate și minerale care sunt utile organismului. Și asta, la sfârșitului, produc o apă care japonezii la numesc apa moartă. Nu apa vie, apa moartă. Că organismul nostru are nevoie de minerale, pentru că când se face schimbarele de apă, de lichidii la celulele noastre, acest intercelular, când se schimbă, ai nevoie să ai minerale, pentru că minerale participă la metabolism, participă la creșterea noilor celule, participă la echilibru de intra pH-ele, diferite pH-e, știți, avem diferit pH la creier și diferit pH la stomac. Deci, unde ajunge această apă? E nebeubilă, ca gust, nu face plăcere. Deci, aceste izvoare și de plată și de minerala binecuvântate din Carpații, să nu repetam Aqua Carpatica, că mi-e certați. Nu repetăm, da. Aceste izvoare binecuvântate, și le spun, sunt izvoarele binecuvântate de natura, are un mare noroc România, care are asemenea calitatea de apă, combina practic două chestiile deosebite. Sunt și pure și benefice sănătății, dar și plăcute la gust. Domnule, îți place să bei. Că nu te rămâne un gust ca și cum ai băut apa distilată de la baterie de mașină. Deci, cum se numește? Nu sunt apele sterile.
sterilizate, moarte. Sunt apele cu o dinamică. De ce nu vă gândiți? Eu vă spun ceva. Dacă ați muta campania asta din România, părerea mea, de ce în România, chiar dacă românul are cultul sau educația, cum spuneți dumneavoastră, deși eu zic că nu are, pentru că foarte mult. Pentru mulți... ape minerale? Are. Ok. Domnul Morar, trebuie să știți că în America nu știu, majoritatea oamenilor nu știu că o apă poate se cicinește cu bule. Ei cred că tot ce este bule e venit ca sifon. Da, bun. Pentru că l-au nebunit industria cu soda water. Dar mutați-o și pe asta cu Club soda, soda water. Testele astea. Da. De ce nu dați în America? Mi se pare o idee genială acolo de marketing. Pentru că acolo, exact cum spuneți, mulți într-adevăr nu știu că există apă minerală naturală, carbogazoasă, naturală, și dacă le puneți un tester de ăsta, atunci când se vinde sticla, să-și facă testul și pe cu ce era el obișnuit. Poate unul bea de la chiuvetă, unul cumpără apă americană, unul cumpără apă franțuzească. Vorbiți cu doamna președinta noastră de acolo? Nu știu, mă primește și pe mine să fiu acolo, că vara mă duc și eu să fiu, vara mă duc să muncesc în America. Domnule, auzi ce distribuitor aș fi eu în America? Sunteți desăvârșit în comunicarea, da. Mă duc, bat la ușa fanilor, îmi iau un vent din ăla, a? Colegii trei luni mă duc și eu, nu căpșunar, ci șofer de trac. Nu de trac, că la e prea mare, n-am permis. Mă duc pe un vent de 3,5 tone, am voie să conduc de la? Sticlar, în două cuvinte. Cum? Sticlar. Mă fac, cum se cheamă, comis voyageur, cum se cheamă ăștia, distribuitor. Și bat la ușile fanilor, îi rog să-mi scrie fanii și le duc câte o, cum se cheamă, o, cum le livrați acolo, tot în baxuri, așa? În baxuri de folie. De folie, nu? Cum da. Sunt aici? Mă duc, bat la ușă, dacă omul e de la care se uită la gâdea, îmi trântește o ușă în nas așa, pleacă de aici, pleacă de aici, deși în America, nu prea sunt din ăștia. Dacă e fan nașu, beau și o cafea. Mă cinstește omul, mă bagă în casă, stăm de povești. Adevărat că dacă stau prea mult de povești, nu merge business-ul, nu produc. Da. Mă bucur că da. Orientați activitatea dumneavoastră și spre sănătate. Și faptul acesta, privirea spre export, nu numai la industrie. Bine, de nu, IT. Noi l-am orientat de mult. Știți de câți ani exportăm nașul? Știți câți ani avem vechime în America? 15 ani, domnul Valbius. Noi am început când alții încă nici nu se gândeau. E adevărat că asta este, să zicem, asta e ușurința în televiziune. Produce emisiunea aici și în același timp, acum se vede în Statele Unite, în Australia. Trebuie să fructificați acest lucru. Trebuie să veniți la un anunțor, la o agenție de media și să spuneți, domnule, eu prin acest metoda am 300-400 de mii de romani care mă urmăresc și să-l faceți un business. Deocamdată avem 3 milioane de români din afara țării, 3 milioane și jumătate de români din afara țării care ne urmăresc platforma media, televiziune și site pe tot globul. Așa am descoperit țări despre care nu știam că există. Și sunt țări unde avem 2 români, 5 români, 7 români, niște țări de-astea exotice, repet, nu știam că există. Uite, vă citesc câteva nume de țări după publicitate, ne întoarcem în direct. Vreau să-l ajut, să-l sprijin pe Jean Valvis să aibă succes în Statele Unite. Vreau să impunem acest brand acolo, care e un brand românesc, așa cum deschid ușa în această seară tuturor antreprenorilor care vor să intre în Statele Unite și le dau și consultanță gratis, cât mă pricep, pentru că zic eu că după o lună de zile am reușit să cunosc puțin din cum funcționează Canada și Statele Unite și doi, cum funcționează sau cum trăiește românul. Și eu sunt absolut convins că mulți dintre cumpărători vor fi chiar români, dacă, pentru că ei sunt, i-am văzut ce consumă în casele lor, am stat acasă la ei, n-am stat la hoteluri de 5 stele, am stat în cele mai bune condiții și la oameni cu casă de, nu știu cât, 1 milion și la oameni cu casă de 200 de mii. Deci am avut noroc chiar să pot să stau în atâtea familii care ne-au primit și vreau să spun că dumne, românul știe să trăiască. Știți de ce? Toți aveau în casă mâncare bună, nu garbage.
nu fast food-uri. Toate mâncărurile pe care le-am mâncat, că plecasem cu ideea că zi, mai acolo mănânci plastic, mănânci. Nu, dumne, românul se aprovizionează, ia de la un sârb, ia de la un grec, ia de la un român, ia de la micile băcănii. Și acolo am văzut mâncare bună, preocuparea românului de a-și cumpăra o pâine bună sau de a-și face o pâine bună în casă. Și eu sunt absolut convins că ei la fel vor proceda și cu apă, pentru că vor gusta, acum știți cum e în America, poți să-i minți odată. Le trimiți marfă proastă, a doua nu mai cumpără de la tine. Da? Dar dacă le place marfa ta, dacă le place ceea ce le-ai trimis, atunci ei sunt cei mai fideli cumpărători. Și vă fac și eu un anunț surpriză, că da, în curând, sper să fie așa într-o săptămână, vă fac o mare surpriză, sper să vă placă. E o nouă surpriză, tot din dorința de a sprijini Nașul TV. Eu tot ce fac colateral în afara emisiunii este să sprijin prin tot felul de activități care să genereze profituri care să vină spre Nașul TV. N-am ce face, ăsta este bebelușul care trebuie să crească. Suntem singura televiziune, cum spune Jean Valvis, că e singura apă fără nitrați și o dovedește prin analizele pe care le-a făcut. Eu spun tot cu probe că suntem singura televiziune liberă și trebuie să existăm, să trăim, să mergem mai departe. Și cum dovedesc acest lucru că suntem singura televiziune liberă din România? Prin două lucruri. Eu sunt Girantu și mă urmăriți de 20 și ceva de ani și ați văzut că întotdeauna am fost liber și am pornit de foarte de jos, am început ca reporter la morgă. Așa am început eu activitatea mea de ziarist, așa era pe vremea, te trimiteau unde nu vrea nimeni să se ducă. Și am parcurs toate treptele și pentru că am avut bafta să fiu liber toată viața mea, am vrut ca acest lucru să-l ofer și colegilor mei, care știu de ani de zile de când mă cunosc, lucrez, am colegi cu care lucrez de peste 15 ani, care știu că nu le-am spus niciodată cum să gândească, ce să facă, i-am lăsat liberi, independenți și altfel, cum credeți că ar fi rezistat lângă mine 15 ani? Și doi, și aici e proba poate nu obiectivă, poate cea mai obiectivă, pentru că v-am dat o probă subiectivă, domnul Valvis, știți care e proba obiectivă? Cum dovedesc eu oricui pe planeta asta că suntem singura televiziune liberă din România? Le arăt datoriile zero la statul român și le arăt datoriile tuturor televiziunilor concurente cu noi, care au 270 de milioane de euro datorii la stat și nu li se închide contul, nu li se blochează contul. Au depășit 3 eșalonări, au depășit insolvențe, nimic nu mai respectă și cu toate astea, statul ăsta îi lasă să funcționeze. Eu dacă am 5 lei datorii, îmi blochează contul. Suntem liberi? Suntem foarte liberi. Domnul Moraru, da, am avut, după 22 de ani de prezență în țara, fiind un cetățean străin, bucovinian de adopție, dar străin, legea nu-mi permite să fac politică. Nu, nu, eu nu vă spun de politică, eu vă spun cum dovedesc eu în fața milioanelor de români. Eu faptul... să-mi permiteți, sunt concentrat la un subiect cu care și ne mândrim, pentru că iubim aceste ape minerale și ne bucuram de ele. Și tot că îmi doresc este că această mândrie de un produs deosebit și bucuria să-l consumi, să-l răspândesc și la românii din diaspora. Eu sunt absolut convins că dacă vor ajunge la ei produsele, deocamdată sunt doar în Sprouts Farmers Market, dar dacă vor ajunge prin joburile care se pot crea acum pentru distribuitorii români din America și din alte state. Și nu numai din America. Numai California, sigur. Texas, exact. Nevada, unde practic... ne găsesc. Exact. Astăzi ne găsesc, da, balansul. Atunci ajutăm și antreprenoriatul român din America, ajutăm și o companie noi românească. Noi facem un apel aici. Exact. Publicitate, ne întoarcem pentru final. Aole. Am revenit, suntem la final. Am făcut o incursiune, așadar, în
această afacere de succes. Vă reamintesc, Jean Valvis a dovedit succesul său în momentul în care a vândut brandul La Dorna unui mare grup, cel mai mare din lume, dovadă că au apreciat munca lui și țin minte cum îmi povestea mie acum foarte mulți ani în emisiune, zici că era mulgător la vaci. Adică știa totul despre vaci, văcuțele lui, fără poluare, fără cutare, avea o întreagă poveste și trebuie să recunoaștem că a știut să vândă, să se vândă. De data asta nu vinde acest brand, ci vrea să îl exporte în toată lumea și având în vedere că Nașul TV este un vehicul bun pentru toată lumea, am promis că citesc niște țări în care suntem și suntem urmăriți. Așa, până atunci de final, ce vreți să spuneți? Ultimul cuvânt. Urmează sărbătorii. Aș dori să exprim toate urările mele de sănătate și de bucuriile tuturor românilor din diaspora și tuturor românilor din România. Să aveți sărbătorii fericiți, în pace și cu cei dragi al dumneavoastră și pe curând. Au revoir! Da, Doamne ajută! La revedere! Cum spuneam, n-am știut că există Elland Islands, identificate ca stat. Există, și acolo avem, iată, doi români. Avem Isle of Man. Parcă de asta am mai auzit. Da, pentru că e un paradis fiscal. A, da? Uite, avem doi acolo. Băi, băi! Da? Ce faceți? Dar ce e chiar? Dar e o stâncă, chiar. O piatră, ce e? Nu, e un paradis fiscal, v-am spus. Da. Așa. Are mai multe societăți decât locuitori. Da. Afganistan, bun, e o țară cunoscută, dar și acolo avem. Și în Kârgâzstan avem un telespectator. De ce? Pentru că e simplu. Oamenii ne văd oriunde pe glob. În America, de exemplu, suntem văzuți prin satelit, prin niște decodoare pe care le au oamenii, prin internet și cine știe prin mai ce device. Iar acum, dragi telespectatori, de final trebuie să vă spun ceva, m-a emoționat foarte mult, sunt multe povești pe care o să vi le tot spun în anii care urmează. M-am întâlnit la Montreal cu o doamnă care mi-a spus, Nașule, zice, nici nu știi câte nopți am petrecut cu tine. Și zic, aoleu! Și zice, am lucrat printre eschimoși 4 ani de zile, am stat singură, cuc, nu era român. Și ce mă încălzea era că seară de seară tădeam pe Nașu și mă uitam la Nașu. Și mă țineai nopțile, că făceam la un dat și emisiuni de 3 ore, 4 ore, 5 ore. Zice, și uite așa, mi-am petrecut 4 ani din viață, m-a salvat emisiunea Nașu pe care n-o ratam seară de seară. Vă mulțumesc pentru invitație. Mult și pentru sprijin pe care ne dat. E un sprijin pe care Nașu TV îl dă tuturor. Sper că vocea dumneavoastră să ajunge la cei din străinătate și acolo ajunge sigur. Să știți că cu limba de adevărului și de conținut asta bogat și sincer, cinstit, asta practic important, nu este infrastructura, nu sunt sateliți, nu sunt alte mijloace banești, ci ne formează un conținut uman care se adresează sufletului, asta este ce avem nevoie astăzi. Vă mulțumesc, vă doresc succes, dacă treceți testul american, în momentul ăla chiar veți putea arăta lumii întregi că aveți un diamant. Vă doresc succes. Să-l împărtășiți cu cât mai mulți clienți români, dar și de alte naționalități din Statele Unite, fiindcă românul e un bun ambasador și când o să vadă John sau Julio la casa lui acasă, Ionica, da, și o să guste, o să zică, bă, dar dea de și mie. Da. Vă spune ce am auzit eu întotdeauna. Wow! Ce apa este asta? Wow! Ne oprim aici. Sper că această emisiune aici să fi fost recepționată, pentru că în străinătate este recepționată.
în sensul că toți antreprenorii care doresc să facă acest pas uriaș peste ocean sau poate pe alte piețe din lume, putem să îi sprijinim. Nașul TV are acum o expertiză bună pe Statele Unite și Canada și ne îmbunătățim, așa cum v-am spus, lansăm acolo mai multe proiecte Nașul, în mai multe state americane, acolo unde sunt români, dar și în Canada. Să fiți iubiți, ne revedem luni seara de la orele 20, dar bineînțeles, dacă se întâmplă ceva, suntem aici, intrăm în direct în ediții speciale. Urmează Cătălin Bătițoiu și apoi urmează băiatul ăsta, l-am angajat acum vreo 3 ani jumate, ăsta Olteanu, cum îl cheamă, Olteanașul ăsta, Gorjanul ăsta, cum, nu știu cum îl cheamă, am uitat, cu G, Grigore Cartianu, nu? Am uitat, de când nu l-am mai văzut, am uitat. Da. N-am mai apucat, că mă întrebau românii, de unde te-ai întâlnit cu Grigore? M-am întâlnit 3 minute cu Grigore în ultimele 6 luni. E adevărat că am făcut o emisiune, dar în emisiune am discutat subiectele zilei. Vorbește încă de sport? Și de sport. Așadar, pe luni seară, oameni buni.